Încă o pereche care și-au jurat credincioșie unul altuia, care au dorit să călătorească împreună pe acest pământ, vor să pornească din casa lui Dumnezeu. Nu vom vedea multe familii făcând acest lucru, numai pe cei ce într-adevăr se bazează și cred în Dumnezeu. Tot mai multe familii vom auzi de acum înainte, familii care de acum vor porni pe drumul acesta, poate nu din casa lui Dumnezeu, sau fără Dumnezeu. De aceea, din toată inima, cred că merită Dumnezeu să-L glorificăm cu toții din nou. Când această zi, în prezența noastră, în prezența lui Dumnezeu, care are ochii îndreptați în aceste clipe spre cei doi din ceruri, în prezența tuturor celor ce urmăresc online această căsătorie, putem să declarăm cu tărie că Dumnezeu este suveran peste viețile noastre și sigur peste familiile celor doi care astăzi sunt mire și mireasă în casa lui Dumnezeu. Tuturor fraților, surorilor care sunteți în biserică și care ați onorat aceste două familii la căsătoria copiilor lor, vă zicem din toată inima, bine ați venit în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți siguri. Atunci când Dumnezeu revarsă binecuvântare peste cei doi și n-am niciun fel de dubiu, sunt absolut convins că Dumnezeu va face. O va face și peste noi. Credeți lucrul acesta? Eu cred din toată inima, Dumnezeu are binecuvântări nemăsurate. El nu dă cu măsura binecuvântarea. El revarsă și peste ei și harul acestor binecuvântări se va răsfrânge și peste noi. Doamne, fă lucrul acesta pentru noi, în această dimineață frumoasă de nuntă. Printre oaspeții speciali care sunt alături de noi în această dimineață, veniți mai de departe, de pe coasta de est a Australiei, vrem să salutăm cu bucurie familia fratelui Iosif Pumnuț, pe fratele Iosif și sora Mărioara. Fiți bineveniți din nou acasă, la biserica de unde ați plecat și la care vă așteptăm să vă reîntoarceți. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și familiile dumneavoastră, copiii dumneavoastră de acolo din Victoria, din Melbourne. Apoi, de asemenea, aș dori să salut cu aceeași bucurie pe fratele Ionuț Pumnuț. Fratele Ionuț Pumnuț nu este numai membru foarte aproape, rudă foarte apropiată a familiei Pumnuț, dar este și unul din prietenii mei cei mai buni din Australia. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Ionuț. Când noi am venit în Australia, frate Ionuț a fost 3 săptămâni gazda noastră și n-am să uit asta niciodată. Și încercam să mulțumesc Domnului pentru ei, că ne-au tratat excelent. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Tuturor celor ce sunteți cu noi online, în mod special pe familia fratelui Andrei, pe părinții fratelui Andrei, pe sora Romelia și pe fratele Marius, din toată inima îi salutăm de aici, din Perth, și pe sora fratelui Andrei și pe fratele Andrei din România. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să le facă parte de aceleași binecuvântări de care noi vom avea parte aici, în casa lui Dumnezeu. Acum, haideți să slăvim pe Domnul, pentru că nunta este o zi de sărbătoare. O zi de mare sărbătoare, o zi de bucurie, o zi de mare bucurie. Doamne, fă bucurie pentru cei doi, dar bucuria care noi aici o vom avea cântându-ți laude și pentru cei doi, ca să fie bucuria lor și mai mare, primește-le în cer ca jertfe de miros plăcut în această zi frumoasă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru început, invit corul bisericii să slăvească pe Domnul cântând.
Ține-i împreună până la sfârșit, să nu-i despartă nimeni niciodată. Le fac copilul fericit, bine tot, e tot se vor, ca dar suprem, în casa lor, și vieți cu bine, plină ta iubire. Să fie plină să fie Domnul. Nunta este cea mai specială sărbătoare din viața oamenilor. Oricât ne-am gândit la evenimente pe care oamenii le celebrează în lumea noastră, pentru nici un alt eveniment nu se cheltuie mai mult timp, mai mult efort, mai mulți bani, mai multe scrisori care, sau mesaje care iau direcția tuturor drumurilor în care sunt invitați participanții la nuntă. M-am gândit, de fapt, acum se anunță deja la orizont o nouă nuntă regească, o nouă nuntă regală, nu? În Anglia, știm cu toții lucrul acesta. Nu știu dacă Domnul va fi prezent acolo, dar cred din toată inima că aici la Perth, Domnul Domnilor, Regele Regilor, Marele nostru Dumnezeu este aici în casa aceasta de rugăciune. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Nunta nu este numai cea mai specială sărbătoare, este și cea mai frumoasă. Mă gândesc ce gânduri străbat acum mințile lui Isei și a lui Andrei la lungul drum pe care au avut să-l traverseze până aici. Cred că a uitat Luiza călătoria pe iarnă în România, cred că a uitat Andrei timpul de așteptare lung la departamentul de emigrare ca să-i dea voie să vină în Australia, cred că au uitat părinții eforturile care le-au făcut și dacă se gândeau poate atunci oare să mergem sau să nu mergem și noi acolo, dacă trebuie sau nu trebuie, astăzi toate s-au sfârșit, dar ele vor face parte din evantaiul multelor amintiri care vor contura într-un mod frumos viața voastră. Când veți avea copii, cu siguranță copiii vă vor cere albumele de fotografii să vadă cum a fost mama Mireasă și cum a fost tatăl Mire. Când vreți să vă amintiți de momente frumoase în viață, cu siguranță nu-l veți găsi decât în viața voastră pe cel mai frumos. Și oricâte nunți vi se vor părea frumoase, o să vedeți, dacă îmi veți da dreptate sau dacă nu veți da dreptate să-mi spuneți, o să ziceți, cred că totuși nunta noastră a fost cea mai frumoasă. Doamne, binecuvintează-i! Apoi aș vrea să vă spun că nunta este evenimentul cu care
existența pe această planetă a început. Dumnezeu, după ce l-a creat pe Adam și a făcut-o pe Eva, El a celebrat prima căsătorie, El a fost prezent acolo. Cel mai frumos eveniment ce a avut loc în grădina Edenului a fost căsătoria lui Adam și a Evei. O căsătorie pe care oamenii o folosesc ca model de apreciere extraordinară. Toți spun cât de frumos a fost în paradis la Adam și la Eva. Dumnezeu a făcut prima nuntă și lumea aceasta care a început cu o nuntă se va sfârși cu o nuntă. Dar găsim în Biblie că Domnul Iisus a fost invitat și El la nuntă. Însă știți ce vreau să rețineți de acolo? Vedeți, la nuntă, de obicei aici, cred că, nu știu dacă toți cei ce sunt în biserică sunt și invitați la nuntă. Dar în Biblie găsim scris că Domnul Iisus a fost invitat la nuntă. La nuntă sigur că vin invitații și sunt absolut convins că voi, primul pe care l-ați invitat la nuntă a fost Domnul Iisus Hristos. Și dacă El este prezent aici, nunta voastră va fi tare, tare frumoasă. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze ziua aceasta pentru voi și pentru toți oaspeții care veți avea la nuntă. Știu că împrejurările locului, în preajma sărbătorilor nașterii Domnului Iisus, a Crăciunului, cum zicem noi, localurile sunt pline, e greu de găsit booking și n-ați putut să acomodați sau să invitați pe toți frații din biserică. Dar sunt sigur că Domnul Iisus va fi la nunta voastră. Pentru că știți ce? Mulți cred că Domnul Iisus oricum vine la nuntă, dacă El a făcut prima căsătorie, dacă Dumnezeu a făcut prima căsătorie, El oricum se implică în toate. Nu! Spune că Domnul Iisus nu s-a dus acolo, ia să văd și eu o nuntă, cum arată o nuntă la iudei ăștia, la evrei ăștia. Și Domnul s-a spus, a fost și Domnul Iisus invitat la nuntă, la nunta din Cana. Așa că sunt convins că voi l-ați invitat pe Domnul Iisus la nuntă. Haideți să continuăm să ne bucurăm în această dimineață alături de cei doi și toată lauda și slavă să-i o dăm Domnului prin cântările frumoase care le vom asculta și apoi prin mesajul de căsătorie pe care fratele Dumitru, păstorul bisericii, îl va avea pentru cei doi, în primul rând, și pentru noi toți. Ascultăm un grup cu fratele Radu Stoica să slăbească pe Domnul cântând, după care frate Daniel și sora Dorina Crișan vor slăbi pe Domnul cântând.
peste inimi, punește-i astăzi pe amândoi, să nu-i poată desparte nimeni. Păi, Doamne, Tu, Sfânt a doi, punește, Doamne, aceste inimi, punește-i să-i călăuzești, să-i luminezi cu a ta lumină și în drumul lor să-i ocrotești. De viața fericire, de nori și valuri să-i ferești, să-i ții pe brațe cu iubire. Sfinte
Fie Domnul, o cântare mai frumoasă ca alta. Cred că Dumnezeu primește laudele noastre și bucuria care este în inimile copilor Lui de pe pământ, în mod special la o zi de nuntă. Am omis să anunț că printre oaspeții special sosiți la această nuntă îl avem și pe Dorian Rusu. Frate Dorian Rusu, unde ești? Te rog să te ridici în picioare pe tine, vrem să te salutăm în mod special. Fratele Dorian Rusu este membru al acestei grupări mari de familie, Pumnuț, Mihai, acum cred că și Todea, și Turcean, și Trif, și sunt mulți. Frate Ignat, Domnul să te binecuvinteze. Bine ai venit în Australia, Dumnezeu să te binecuvinteze. El este unul din verișorii familiilor acestora. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ascultăm din nou cântări. Girls Group, it's the item name. Deci cântarea se numește un grup de fete, de surori, vor slăvi pe Domnul și scrie familie. Mă gândesc că dacă ați ieșit toate din familia care e lărgită al lui fratele Pumnuț, ar mai trebui o scenă aici. Dar câte veți cânta această cântare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. După ei,
Un alt grup, fratele Marius și Petrică Trif, împreună cu Doriana și Lavinia, vor slăvi pe Domnul cântând și apoi, după aceste două cântări, Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Dumitru, păstorul bisericii noastre, să rostească mesajul de nuntă pentru cei doi și pentru noi toți, pentru că vreau să vă reamintesc, așa cum cu dragoste facem de fiecare dată, mesajele de nuntă sunt așa de speciale și de importante, mai ales în vremurile pe care noi le trăim, pentru familiile copiilor lui Dumnezeu. Doamne, fă ca și această zi să fie o ocazie în care mesajul de nuntă pentru familie să folosească fiecăruia dintre noi. Și nu numai, sunt tineri în biserică care urmează să pornească pe drumul acesta, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei, să asculte cu bucurie mesajul și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin. Ascultăm cele două cântări, apoi mesajul de nuntă.
și acum îndrăgostiți, ca într-un vis, ei vor păși, zâmbind spre paradis. Noi tine rostesc un legământ, că vor fi una, trăi pe acest pământ. Știm că astăzi acestor mici pe care astăzi tu îi vei sfinți. Doi tineri rostesc un legământ, că vor fi una, trăind pe acest pământ. Știm că astăzi tu vei revărsa. Un legământ, că vor fi una, trăim pe acest pământ. Știm că astăzi tu vei nevăsa, Doamne, binecuvântarea ta. Știm că astăzi tu vei nevăsa, dragi miri, Andrei și Luisa, vă felicităm pentru decizia care ați luat-o în ziua aceasta să fiți aici înaintea Domnului. Este o decizie atât de bună, atât de importantă, de altfel fericirea în viață fără această decizie de a veni înaintea Domnului și a cere ajutorul și fericirea din mâna Lui nu există decât aici și Domnul să vă binecuvinteze. Vă cer permisiunea, în numele vostru, să mulțumim familiei, fratelui Iacob, sorei Regina, care sunt convins că au contribuit la decizia aceasta. Dacă nu v-ar fi purtat, dacă nu te-ar fi purtat, Lisa, așa cum obișnuim noi să spunem, de mânuță, așa cum face cu frățiorul tău, Jonathan, acum, uită-te să vezi la exemplul lui, de mânuță îl aduce la casa Domnului, îl sfătuiește ce este bine și frumos în viață, iar atunci când este vremea unei decizii importante, știe să o ia, dar la decizia aceasta a contribuit educația și ajutorul părinților. În numele lui Luisa vă mulțumim, frate Iacob și sora Regina, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească ostenelile. La fel și pentru sora Romelia și Marius Dan, care nu sunt aici, dar probabil ne aud în această dimineață. Le mulțumim în numele tău, frate Andrei. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și să le răsplătească ostenelile. Amin. Sigur,
Bucuria cea mai mare este atunci când vede o realizare împlinită. Fiecare părinte și-ar dori să-și vadă copiii mari, căsătoriți, împliniți, fericiți și pentru ei aceasta acoperă și răsplătește toate eforturile din copilărie care le-au dat pentru fiecare din voi ca să ajungeți unde sunteți astăzi. Domnul să-i binecuvinteze! Dar în ziua aceasta, aici, în fața noastră a tuturor, începeți un drum la care priviți, poate cu dubii, cu neîncredere, cu curiozitatea, Doamne, ce va fi mâine, ce va fi în viitor, cum va fi viitorul? Vedeți, problema aceasta i-a frământat și pe acești oameni care s-au dus înaintea unui preot, a Domnului, și au întrebat, cam așa, întreabă pe Dumnezeu ca să știm dacă vom avea noroc în călătoria noastră. Expresia aceasta de noroc nu prea este întrebuințată în biserici, pentru că are și o altă conotație, dar are conotații bune, care vreau să vi le spun în această zi. Noroc înseamnă soartă sau destin favorabil, adică să aveți reușite. Totodată înseamnă și un drum cu succes. Noroc înseamnă și succes, reușită în ceea ce faceți. Și în al treilea rând înseamnă a avea parte de fericire. Deci dacă ei au întrebat, vom avea noroc în călătoria aceasta, au întrebat cam așa, vrem să ne spună Dumnezeu, vom avea un destin favorabil în călătoria aceasta? Vom avea succes în călătoria aceasta? Sau vom avea fericire în călătoria aceasta? Sigur că problema aceasta este o problemă importantă pentru fiecare om, indiferent de ce decizie face. Poate să fie o decizie foarte vremelnică, poate de un an, de o lună, vrea să plece într-o călătorie, dar și aceasta se include o călătorie împreună de o viață. Viața este un secvent de timp petrecut între naștere și moarte. Dar drumul acesta, orice om îl parcurge în parteneriat, în companie cu cineva. Până la o vârstă, până într-o perioadă, este în parteneriat cu părinții. De la vârsta de când se naște, copilul este cu părintele, până într-o anumită zi. Și în ziua aceea, sau despre ziua aceea, ca să se înțeleagă clar separarea, Dumnezeu a spus, acum omul va lăsa pe tatăl și pe mama, cu care au făcut parteneriat până într-o zi. Și de acum încolo are alt partener. Se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și urmează ca de acum încolo, în această secvență de timp numită viață, să petreceți împreună pe drumul căsniciei. Domnul să vă binecuvinteze încă de la început și să-l sfârșiți cu bine. Dar trebuie să fiți conștienți de câteva lucruri foarte importante în ce privește acest drum al căsniciei, călătoria voastră împreună de acum înainte. Primul lucru pe care trebuie să-l știți, drumul acesta al căsniciei este un drum fără întoarcere. Fără întoarcere. Așa cum un om se naște, ajunge la o anumită vârstă și își dă seama că ar mai vrea să fie tânăr, dar nu se mai poate. Nu se mai poate. Tinerețea sau viața care își urmează parcursul ei, este un drum fără întoarcere. Nu mai poți reveni niciodată la bătrânețe, la tinerețe. Trebuie să mergi spre bătrânețe așa cum ți s-a hotărât. Tot așa și drumul căsniciei nu se mai poate relua de la început. Aceasta din perspectiva lui Dumnezeu. Oamenii o fac, dar din perspectiva lui Dumnezeu, drumul acesta este un drum unic. De atâtea ori, în conflictele dintre cei doi,
există expresia aceasta, hai să o luăm de la început. Nu mai merge. Nu mai merge să o luăm de la început, trebuie să o corectăm de acolo de unde s-a denaturat. Asta da, se poate face. Să o corectăm de unde s-a denaturat, dar de la început nu o mai putem lua. Orice neînțelegere, ceartă, eu știu, neajunsuri familiare, ele își au o amprentă. De aceea este așa de bine să le corectăm în timp și să nu lăsăm amprentele acestea să facă cicatrici adânci. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin. Al doilea lucru este un drum, trebuie să fiți conștienți că este un drum cu necazuri. Știți, ne-am dorit numai fericire, numai sănătate și ne dăm seama când seara ne culcăm odihniți, dimineața ne sculăm cu o durere de mână sau, eu știu, și altele, mult mai grave. În viață nu este ceea ce ne dorim noi, ci este ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru fiecare om. Și pe acolo trebuie să trecem. Și atunci când Dumnezeu a privit drumul căsniciei, a spus despre el că veți avea necazuri. Sigur că Apostolul Pavel menționează necazuri pământești. Doamne, fer să fie de celelalte. Alea sufletești, spirituale, să vă meargă bine, indiferent de circumstanțele prin care treceți, indiferent că viața aceasta materială, trecătoare, trupească, va fi presărată și cu necazuri, prin ele să nu fie afectată partea spirituală, sufletească. De aceea există mențiunea categorică în 1 Corinteni, capitolul 7, unul din versetele acelui capitol, Apostolul Pavel vorbea despre aceasta și spunea, veți avea necazuri pământești. Cei care se căsătoresc nu vorbesc despre necazuri spirituale, acolo ei merg împreună, din sfințenie în sfințenie, din ascultare de Dumnezeu în ascultare de Dumnezeu, apropiere de Dumnezeu și relație mai bună în fiecare zi. Dar de necazurile pământești nu suntem scutiți. Atunci când vin necazurile, sfatul cuvântului lui Dumnezeu este prin Domnul nostru Iisus Hristos, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Ca să puteți ieși din toate aceste necazuri, aveți nevoie de cel puțin trei sugestii foarte importante care să se transforme în viața voastră în atitudini și atitudinile în faptă. În primul rând, trebuie să aveți îndrăzneală. Îndrăzneală este atunci când te simți sau te vezi în fața unui pericol, ți se pare de netrecut, dar dacă te încurajezi singur, în tine însuți, începi să prinzi curaj. Primul lucru ca să învingeți necazurile, trebuie să aveți curaj, îndrăzneală. Apoi să vă implicați în conflictul acesta cu probleme. Dacă nu vă implicați, înseamnă că niciodată, fără să luptați, nu veți birui. Conflictul, implicarea în această confruntare cu necazurile, aceasta înseamnă o luptă, sigur, în nădejdea că Dumnezeu este alături de voi. De aceea spune Domnul Iisus, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Și în al treilea rând, aveți nevoie ca în îndrăzneala aceasta, în curajul acesta și în confruntare, alături de voi să fie cel ce a biruit. Dumnezeu să vă ajute și veți trece chiar conștienți că drumul acesta al căsniciei este un drum presărat cu necazuri. Veți trece prin aceste necazuri biruitori, prin Domnul nostru Iisus Hristos, dar îndrăznind și confruntându-vă sau luptând. Domnul să vă ajute la aceasta. În al treilea rând, drumul acesta este un drum necunoscut. Vedeți, de aceea a stârnit curiozitatea în acești oameni să întrebe pe Domnul, pentru că aveau siguranță că dacă Domnul le spune că vor avea succes, da, vor avea succes. Succesul nu este în ceea ce văd sau prevăd dinainte, ci în ceea ce mi-asigură Dumnezeu. Succesul constă în ceea ce mi-asigură Dumnezeu. Este un drum necunoscut, dar este un drum plin cu indicatoare și repere de recunoaștere.
M-am gândit la câteva indicatoare de genul acesta, pentru că în viața unui om sunt multe răscruci sau intersecții de drumuri. Exact o cruce de drumuri. Și eu chiar mi-am desenat aici trei răscruci. Sunt mult mai multe, dar ca să știți despre ce fac referință atunci când spun drumul acesta este un drum necunoscut, dar cu indicatoare precise. Trebuie să știți ce atitudini să luați în aceste intersecții ale vieții cu care se confruntă, fără să greșesc, toți familiștii, toți cei ce s-au căsătorit. Primul este intersecția plângerilor. La un moment dat, nu este ceea ce și-a așteptat și unul și celălalt și începe dezamăgirea, aș putea spune, cumva, mai accentuată sau mai puțin accentuată, când unul din cei doi își pune o întrebare singură, așa, în lăuntru lui, am crezut că, și nu-i ceea ce am crezut că, cred că m-ați înțeles. Și atunci începe nemulțumirea mai spusă cu voce mai tare, mai înșoaptă, mai cu voce mai tare, la prieteni, la familie și... Știți care este soluția când ați ajuns în răscrucea aceasta? Repet, răscrucea înseamnă ori merg înainte, ori stânga, ori dreapta. Dacă vreau să mă duc în stânga, înseamnă justificare. Când am ajuns la neînțelegere și la plângere, vreau să știu cine-i de vină, eu sau tu. Și atunci încep argumentele. Știți ce înseamnă a argumenta? Înseamnă a depune plângere în judecată. Și asta nu înseamnă împăcare. A vă argumenta atunci când există neajunsuri, nemulțumiri, plângeri unul de celălalt, înseamnă o direcție greșită. Nu o luați acolo. Dacă o luați în cealaltă parte, înseamnă supărare, închidere în sine, tăcere. Nu mai vorbește unul cu celălalt, nu mai are aceeași atitudine, aceeași reacție frumoasă a dragostei, a intimității. Și atunci este iar greșit. Care este soluția de mers înainte? Mersul înainte înseamnă iertare. Așa spunea Apostolul Pavel când în Coloseni, capitolul 3, versetul 13, dacă aveți plângeri unul față de celălalt, următorul pas este iertați-vă unul pe celălalt. Atunci când ați ajuns la răscrucea aceasta a plângerii, la intersecția aceasta, nu o luați nici la justificare, nici la supărare, mergeți înainte. La iertare și iertați-vă. Domnul să vă ajute la aceasta. M-am gândit la o altă la cruce de drumuri sau intersecție de drumuri, responsabilitățile, pentru că totdeauna după căsătorie vin și responsabilitățile. La aceste responsabilități, unii, fie bărbat, fie femeie, sunt foarte pasivi, adică nu au interes. Și atunci este un drum care cotește din acea intersecție în stânga, nu mergeți pe drumul acesta. Atunci când vă izbiți de problemele de responsabilitate, nu renunțați la luptă și vă declarați nul, adică fără interes. Există partea cealaltă, când cei doi fac o înțelegere, tu cu a tale, eu cu a mele. Eu nu mă bag în a tale, tu să nu te bagi în a mele. Și atunci, dintr-o dată, responsabilitățile se fac nu în doi, ci fiecare în dreptul lui. Aceasta nu înseamnă unitate. Ca să mergeți înainte, atunci când vă izbiți de responsabilități de această intersecție, mergeți înainte și mersul înainte înseamnă unitate. Domnul să vă ajute să umblați în unitate. M-am gândit la un exemplu în privința aceasta atunci când o familie din Cartea Faptele Apostolilor este destul de frumos descrisă de Aquila și Priscila, sigur din familie poartă nume, Domnul să o binecuvinteze și pe Priscila. Aquila și Priscila a fost o familie model,
Ce mi-a plăcut să observ la familia aceasta, oriunde au fost, unul din ei, au fost amândoi. Pe amândoi îi întâlnim la Roma. De acolo, fiind expulzați din Roma, pentru că erau evrei, au ajuns la Corint, tot împreună. De la Corint s-au dus împreună cu Pavel în Siria, tot împreună. Și de acolo întâlnim mai târziu în Efes, tot împreună. E așa de frumos când responsabilitățile vieții se împart împreună, pentru că în perioada aceasta care o trăim noi, a acestor ani, mai puțin aici, dar mai mult în Europa, atâtea familii și-au împărțit responsabilitățile și au zis tu cu a ta, eu cu a mea. Și unul lucrează în Italia, în Spania, în, eu știu, Germania și se întâlnesc o dată la 6 luni sau o dată la an. Aceasta nu-i familie. Atunci când ne întâlnim cu responsabilitățile și fiecare are o justificare, m-am dus să câștig pentru familie, împărțiți responsabilitățile sau nu zic împărțiți, rezolvați-le în unitate, împreună. Unitate înseamnă împreună și trup, și suflet, și duh. Dumnezeu să vă ajute la aceasta și să vă binecuvinteze. Și la o altă răscruce, sigur v-am spus, sunt mult mai multe, dar cel puțin 3. Și le-am luat așa în funcție de perioada trecerii anilor. Despre aceasta vă vorbesc ca despre o perioadă atunci când vine îmbătrânirea. Îmbătrânirea, eu cred că și acum sunt tânăr, dar soția mă condamnă, că mereu îi spun că sunt bătrân. Atunci când e vorba de o anumită perioadă, deja relațiile în familie se schimbă și, din păcate, se schimbă puțin neplăcut. Unii spun, am fost împreună atâția ani, a fost bine, am avut sentimente unul față de altul, dar acum suntem bătrâni. Și dintr-o dată se resemnează unul într-o cameră, altul în alta, dacă în cel mai rău caz, Doamne feri, unul la un copil, altul la altul, și așa că se întâlnesc doar din când în când să mai au un lunch împreună sau un dinner. Lucrul acesta nu este bun. Cealaltă este schimbarea în afecțiuni, deci nu mai au afecțiuni unul față de celălalt. Ce este de făcut? Până când jurați Domnului? Sigur, nu vă pun acum întrebarea ca să primesc răspunsul, vă pun mai târziu. Dar cel puțin să vă gândiți la ea pe când dați răspunsul. Dacă vă jurați credincioșie până la moarte, credincioșie înseamnă împreună cu afecțiune. Și celelalte, toate împreună, dar împreună cu afecțiune. Știți, omul, bărbatul, cât și femeia, nu sunt numai suflet și duh, ca toată ziua să o îndemn numai la rugăciune și la post și da, e bun și aceasta trebuie să fie. Pentru că în viața unui om trebuie rezolvate 4 domenii, inclusiv cel spiritual, intelectual, natural, firesc. Ele trebuie rezolvate toate, dar trebuie și cel afectiv, domeniul afectiv. Adică orice om simte nevoie de o mângâiere. Când îi spui pace la un frate, ca între frați, și vorbesc în privința bărbaților sau femeilor, când îi spun un pace trecând pe lângă el este una, când îl bat pe umăr este cu totul altceva și tot pace am spus, dar însoțit de un gest a unei afecțiuni. Afecțiunea trebuie să persiste între voi. Nu o să uit niciodată în viață, am avut vecini în Cuinana, în prima casă care mi-a cumpărat-o în Australia, vecini bătrâni, erau pensionari amândoi. El era bolnav de diabet, ea avea probleme cu astma. Dar bătrânii aceștia, care aveau 2 copii în Melbourne, unul în Perth și se vedeau destul de rar, erau veșnic împreună. Dacă ieșeau seara la plimbare cu cățelul, ea îl ținea de braț și mergeau la plimbare împreună. Când el lucra în grădină, scotea pământul și era cu pietriș, ea cu mănușile scotea bolgării mai mari sau bolovanii, îi punea la o parte și plantau împreună un pomișor, o floricică în grădină, dar erau veșnic împreună.
Bucătăria mea era un pic mai sus și se vedea la ei în bucătărie și pe vremea aia probabil nu se gândeau la așa privacy cum se gândesc acum, închiși cu trei perdele să nu se vadă nici într-un caz. Au fost deschise și seara îi vedeam la bucătărie. Ea făcea mâncarea și el rezemat de dulapul bucătăriei, ori cu cuțitul în mână, ori cu ceapa, ori cu ce-i trebuia și totdeauna îi dădea la mână. Vă spun sincer, de multe ori lăcrimam uitându-mă la ei. Mi-erau atât de dragi. Ce frumos este să ducă cineva o viață împreună atâția ani. Aveau 65, probabil avea 42 de ani sau 43 de ani de căsătorie atunci. Încă erau împreună, încă se iubeau, încă aveau afecțiune unul pentru celălalt. Problema aceasta trebuie rezolvată. Atunci când vine îmbătrânirea, și m-am gândit la un exemplu foarte frumos, un exemplu care este dat în cartea Genezei, în capitolul 26, versetul 8, vorbește despre Isaac și Rebeca, un bărbat care s-a căsătorit nu chiar tânăr, la 40 de ani. Și cine știe cât a mai trecut până când a ajuns în țara filistenilor, așa a fost împrejurările, împreună cu soția lui și el mereu spunea, e sora mea, e sora mea, a făcut o greșeală și n-a spus un adevăr, ceea ce nu vă sfătuiesc să faceți. Dar așa cum spunea că e sora lui, într-o bună zi, Abimelec, împăratul filistenilor, s-a uitat pe fereastră și i-a văzut pe cei doi expresia frumoasă a Bibliei, zice, jucându-se. Oameni bătrâni, s-au trecut de 40 de ani cu mult și acum se jucau încă împreună, aceasta înseamnă afecțiune. Aveți afecțiune unul pentru celălalt, indiferent de vârstă. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Acestea sunt cele trei răscruci despre care, sigur, m-am gândit să vi le amintesc ca să mă înțelegeți despre ce vă spun atunci când spun că drumul acesta este necunoscut, dar are indicatoare precise. Când veți ajunge la răscrucile acestea, uitați-vă să vedeți care este direcția care duce la fericire și la viețuire împreună. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Al patrulea lucru este să fiți conștienți că îl parcurgeți sub privirile Domnului. Mi-a plăcut așa de frumos acest sfat sau această încredere care le-a sugerat-o acest preot și a spus, mergeți în pace pentru că călătoria care o faceți este sub privirile Domnului. Să fiți conștienți de lucrul acesta. Orice s-ar întâmpla în viața voastră, primul gând să vă vină, Domnul mă vede. Domnul vă vede atunci când este folosită expresia aceasta sub privirile Domnului. M-am gândit la cel puțin patru aspecte în care Dumnezeu într-adevăr vede, vede trupul vostru. Adică nevoile voastre trupești, sănătatea voastră, cât și toate cele de trebuință pentru întreținerea vieții de familie sunt văzute de Dumnezeu. Ce frumos lucru! Dumnezeu vede toate aceste lucruri, vede partea voastră trupească, dar vede și partea voastră sufletească, vedeți, spune cuvântul Domnului că este viu și lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri care desparte până măduva și încheieturile, gândurile și simțirile. Deci, vedeți, Dumnezeu pătrunde și în lăuntrul vostru gânduri, simțiri, minte, viață ascunsă pe care o poți face în așa fel încât nici soția sau soțul să n-o știe. Dar Dumnezeu o cunoaște și rețineți călătoria care o faceți este sub privirile Lui. În al treilea rând, El vede și nevoile voastre cu care vă confruntați voi, fie de un domeniu, fie de celălalt, fie de domeniu spiritual, fie de domeniu material. Toate acestea nu sunt necunoscute lui Dumnezeu. Atunci când veniți în rugăciunile voastre, în această confruntare cu nevoile, veniți nu pentru că Dumnezeu nu le cunoaște, ci pentru că voi n-aveți altă soluție decât să vă ajute. Deci voi nu mergeți să-i spuneți lui Dumnezeu noutăți, Doamne, vezi în ce necazuri am ajuns. Aceasta nu-i pentru Dumnezeu o noutate. Voi mergeți să-i spuneți, Doamne, Tu vezi necazurile acestea, dar știi ce vreau.
vreau ajutorul tău în acestea. Și Dumnezeu să vi-l dea. Dar mai vede Dumnezeu ceva. Vede și toate sau umblarea voastră corectă sau abaterile voastre. Domnul să vă ajute să umblați atât de corect, conștienți că sunteți sub privirile Domnului, încât să n-aveți abateri în această călătorie. Domnul să vă ajute la aceasta. Și ultimul gând cu care aș vrea să și închei este să fiți conștienți că drumul acesta trebuie încheiat cu succes. Trebuie încheiat cu succes. Noi nu plecăm la un drum dacă știm că drumul acesta nu este cu succes. Dar drumul căsătoriei este o problemă de o viață. Dacă vreți un drum al pregătirilor profesionale sau intelectuale, la un moment dat, când considerați că nu mă mai pasionează meseria aceasta, vă puteți gândi și vă schimbați profilul într-o altă meserie. Dar drumul căsniciei sau decizia aceasta căsniciei, ea nu mai poate fi schimbată. Pe cea pe care ai ales-o de la început, cu aia trebuie să mergi. Cu care l-ai ales de la început, cu acela trebuie să închei. Dumnezeu să vă ajute să fiți conștienți de drumul acesta. Drumul acesta trebuie încheiat cu succes. Cum va fi încheiat cu succes? Pe lângă celelalte lucruri care vi le-am spus, vreau să mai adaug unul, menționat în același pasaj citit în dimineața aceasta. Preotul le spunea, mergeți în pace. Trăinicia unei națiuni, a unei cetăți, dacă vreți, a unui individ, contează relația față de cei din jur. Dacă este pace, ai progres, ai binecuvântare, ai succes. Dacă este război, odată pierzi, odată câștigi. Dar n-a fost împărăție a lumii acesteia, în toată istoria despre care vorbim și o cunoaștem, care să nu fie apus. De ce? Pentru că hărțuielile și luptele, într-o bună zi, a dat-o gata. A ruinat-o și a falimentat. Dacă trăiți în pace, nu vor fi lupte între voi și atunci nu vă veți distruge. Dacă vor fi lupte între voi, undeva vor fi pierderi și aceasta nu o dorim, nici noi și nici voi. Dumnezeu să vă ajute să mergeți în pace. În pace înseamnă în bună înțelegere. Deci dacă există înțelegerea reciprocă, vedeți la fel și în lucrurile în care nu sunteți de aceeași părere, vă străduiți să renunțați totdeauna în favoarea celuilalt. Așa să vă gândiți. Dumnezeu vă va ajuta și veți trece prin momente de neînțelegere cu înțelegere. Succesul îl dă înțelegerea. De atâtea ori am întâlnit familii care spunea la un moment dat, ajungând în pragul, eu știu, distrugerii, chiar divorțului, și multe din ele au divorțat mai târziu. Și care a fost nemulțumirea cea mai mare a uneia din părți, am crezut că el mă va face fericit, așa cum i-a spus de la început. Dar el reproșa la fel. Și eu am crezut că mă va face fericit. De ce nu s-au făcut cei doi fericiți? Pentru că în călătoria aceasta, fiecare trebuie să plece cu gândul, voința și decizia sau hotărârea fermă. Mă căsătoresc, să spună Andrei cu Lisa, ca să o fac fericită pe Lisa. Lisa, să spui același lucru. Te căsătorești nu ca să te facă Andrei fericită, să-l faci fericit pe Andrei. Gândiți-vă ce viață frumoasă este când amândoi împreună, fiecare din partea lui, va face tot posibilul să-l facă pe celălalt fericit. Veți fi fericiți amândoi sau nu? Domnul să vă ajute la aceasta. Apoi, mersul în pace înseamnă având și o liniște sufletească, având o mulțumire lăuntrică. Sunt atâtea lucruri care se pot spune exterior, dar nu în interior. Am văzut bărbați și am cunoscut și chiar mi-au fost prieteni cândva,
mulți ani în urmă, care nu s-a ridicat vreodată de la masă, cel puțin când am fost împreună cu ei, și să nu spună soției lui: mulțumesc pentru hrană, pentru mâncare, a fost foarte bună. Mulțumesc, a fost foarte bună, și mereu același lucru. Și la un moment dat, cu tristețe, aud că se desparte, și când am fost la ei, mi-a spus că de-aia se despart, că se prea potrivesc. N-am auzit-o asta până atunci și nici de atunci, și nici nu cred. Dar vedeți, de pe buze se poate spune multe, dar în lăuntru există mulțumirea aceea sufletească. Aprecieri de pe buze pot să fie foarte multe, dar din lăuntru, din inimă, câte ies? Pentru că cele care sunt în inimă, ele se materializează, se expun în afară. Pe când cele care sunt pe buze nu se materializează. Ele se spun atunci și pe aia s-a încheiat. Și după 10 minute, dacă există un conflict, se jignesc unul pe celălalt. Cum înainte ai apreciat-o, ai mulțumit și acum o jignești? De ce? Pentru că din lăuntru nu există mulțumirea sufletească. A fi în pace înseamnă a fi în bună înțelegere, dar a fi și într-o problemă spirituală, având o liniște sufletească unul față de celălalt. Dumnezeu să vă ajute la aceasta și sigur eliminați conflictul. Conflictul aduce totdeauna război și pierderi. Eliminați conflictul din familie. Ameliorați cu pace totdeauna. Sunt lucruri în care va trebui 100% să vă iertați unul pe altul. Dacă cineva mi-a greșit în viață, cel mai mult mi-a greșit soția mea și ea este aici acum. Dacă i-am greșit cuiva în viață, cel mai mult i-am greșit soției mele. Pentru că împreună cu ea, în fiecare zi ne întâlnim, avem timp care îl petrecem împreună, mergem împreună, venim împreună, facem atâtea lucruri împreună. Cu frați din biserică n-am conflicte, pentru că cu ei mă întâlnesc probabil duminica și miercurea, și atunci când văd că sunt supărați, plec și nu stau mult la discuție. Adică evit conflictele, dar cu familia nu le poți evita. Cu soția trebuie să fii acolo în fiecare zi, în fiecare noapte, ne odihnim împreună, ne spunem ce gândim, nu numai ce am vrea să știm că o încălzește și o încântă, ne spunem chiar sincer ce gândim. Și de atâtea ori se creează probleme, neajunsuri, supărări și trebuie să-mi iert soția, care îmi greșește mai mult ca toți, și ea trebuie să mă ierte că îi greșesc mai mult ca toți. Domnul să vă ajute să înțelegeți lucrul acesta. Și greșelile vieții, necazurile vieții, să nu vă schimbe direcția, ci mergeți înainte. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin. 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 Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul Lui. Sunt absolut convins că tuturor celor ce suntem căsătoriți, mai de curând sau mai de multă vreme, cuvântul acesta ne-a vorbit. Luisa, nu a fost numai pentru voi. Andrei, nu numai pentru voi, și pentru noi. Am avut timp să meditez aproape la fiecare gând și să tot pun minus, 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 multe. Și Dumnezeu încă ne mai dă har să le rezolvăm, noi cei ce suntem de mai multă vreme căsătoriți. Slăvit să fie Domnul! Urmează să procedăm la solemnitatea încheierii și căsătoriei civile în raport cu legile țării în care noi trăim. Dar înainte de a face lucrul acesta, fratele Vasile Bara și sora Nele s-au întors din călătoria din Statele Unite ale Americii. Fratele Vasile este păstor în biserica noastră, a fost împreună cu sora Nelly să viziteze pe Deborah acolo. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie slăvit că v-a păstrat și v-a ocrotit în această călătorie. Acum o să procedăm la solemnitatea încheierii căsătoriei civile. Înainte de a face lucrul acesta, invit aici pe marturii oficiali ai celor doi
în vederea semnării documentelor. Cei doi martori oficiali care vor semna documentele împreună cu voi astăzi și care au onorabila misiune să vegheze și ei cu ochiul lor asupra voastră tot timpul, este familia Stoica, fratele Radu și sora Maria. Invit să vină aici în față pe stage și apoi vom trece la încheierea căsătoriei civile. Pe dumneavoastră vă invit să vă ridicați, stimați miri pe fratele Radu și sora. Numai pe miri. Am spus pe dumneavoastră, stimați miri, vă rog să vă ridicați, îmi cer iertare că microfonul cred că nu era încă pornit. Frate Radu și sora Mărioara, vă rog să treceți de partea cealaltă a lor, să fiți foarte aproape de ei. Acum. Toți v-ați reașezat, da? Ok, mulțumesc frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimați miri, stimați oaspeți, frați și surori, doamnelor și domnilor. În această ambianță plăcută, în acest cadru de sărbătoare specială pentru cei doi, participăm astăzi alături de Andrei, Nicu, Dan și Luisa, Mihai, la solemnitatea oficierii căsătoriei lor. Având în vedere importanța acestui act solemn al căsătoriei la care participăm astăzi, vă invit pe toți, și pe mine mă invit, respectos ca alături de cei doi să apreciem încă o dată valoarea specială conferită acestei instituții create pentru prima dată în lume de Dumnezeu. De asemenea, vă invit să apreciem încă o dată, nu știu dacă de multe ori vom avea ocazia să mai facem lucrul acesta, valoarea acordată acestei instituții fundamentale a societății noastre și de către autoritățile acestei țări. Legea încă nu s-a votat, dar se va vota. Valoare pe care o regăsim în prevederile actelor normative din Australia, care reglementează formarea și funcționarea acestei instituții numită familia. Doresc să vă fac cunoscut faptul că în baza documentelor ce mi-au fost prezentate de cei doi miri, a declarațiilor lor de intenție cu privire la acest act al căsătoriei, am constatat că sunt îndeplinite toate cerințele legii în scopul încheierii acestei căsătorii, neconstatând nici un impediment împotriva încheierii acestui act al căsătoriei. Acum, în conformitate cu actul normativ, Marriage Act 1961, care este încă în vigoare, înainte ca dumneavoastră, stimați miri, să fiți uniți astăzi prin căsătorie, în prezența lui Dumnezeu, în prezența mea ca ofițer de stare civilă, în prezența martorilor special pe care dumneavoastră i-ați desemnat la căsătoria voastră, a tuturor oaspeților prezenți la căsătoria voastră, doresc să vă reamintesc și conștientizez despre importanța și valoarea legală a acestui act, așa cum ați auzit, îl faceți pe toată viața. Natura solemnă a actului cel încheiat astăzi, el este foarte oficial pentru că aici este prezent Dumnezeu. N-avem pe cineva mai mare în sala asta decât el, dar el este aici. Și un moment mai solemn ca în prezența lui Dumnezeu nu poate exista în univers. Natura permanentă a acestui legământ în care urmează să intrați începând de astăzi, până la capătul zilelor vieților voastre. Dumnezeu să vă ajute lucrul acesta. Acum, căsătoria în conformitate cu încă prevederile legale din Australia este unirea voluntară dintre un bărbat și o femeie pentru întreaga viață, cu excluderea oricărei alte persoane din această uniune în scopul întemeierii unei familii. Before you are joined in marriage, in the presence of God and in the presence of these witnesses, I am to remind you of the solemn and binding nature of the relationship into which you are now about to enter. Sunt obligat să citesc aceste prevederi în limba engleză, așa cum actul le solicită. De asemenea, marriage, according to law in Australia, is the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily entered into for life. Ceea ce am spus în engleză, Andrei, am spus și în românește.
Dumnezeu să vă ajute să respectați și aceste prevederi legale. Suntem privilegiați și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că trăim într-o țară care are astfel de legi încă, care protejează și promovează familia ca fiind celula de bază și instituția fundamentală a societății și care tratează familia și în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Acum dați-mi voie să fac o paranteză cu toate modificările legii care vor apărea curând. Sigur, noi, copiii lui Dumnezeu, nu ne vom schimba legea. Noi vom rămâne sub aceeași lege a lui Dumnezeu. Și sunt sigur că nici autoritățile nu ne vor obliga să procedăm altfel. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, țara aceasta încă respectă dreptul fiecarei persoane să-și respecte și să-și practice religia lui. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și vom rămâne până la capăt, până în veșnicie. Căsătoria se va încheia pe pământ, dar în veșnicie vom fi cu Domnul. În acest context, mă adresez mirelui Andrei Nicu Dan. Dragă Andrei Nicu Dan, în fața lui Dumnezeu și a tuturor invitaților și martorilor prezenți la ceremonia oficierii căsătoriei voastre, te întreb dacă din dragoste și nesilit de nimic iei în căsătorie astăzi pe Luiza Mihai. Da. Domnul să te binecuvinteze. Te întreb dacă ești decis să respecti legământul căsătoriei cel închei astăzi cu Luiza Mihai pentru întreaga ta viață. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Te invit acum să rostești după mine legământul solemn cerut a fi rostit la ceremonia încheierii căsătoriei în conformitate cu prevederile legii căsătoriei din Australia. În fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu. Și a tuturor celor prezenți. Și a tuturor celor prezenți la căsătoria noastră. La căsătoria noastră. Eu Andrei Nicu Dan. Eu Andrei Nicu Dan. Din dragoste și nesilit de nimeni, iau în căsătorie pe Luiza Mihai, care de astăzi înainte îmi va fi soție. Declar că voi păstra, declar că voi păstra legământul acesta, legământul acesta tot, restul vieții mele, tot restul vieții mele, la bine și la rău, la bine și la rău, în bucurie și necaz, în sărăcie și în belșug, în vremuri bune și în vremurile. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc frumos, Andrei, Dumnezeu să te ajute să faci și să împlinești acest jurământ. În același mod mă adresez Luizei Mihai. Dragă Luiza Mihai, în fața lui Dumnezeu și a tuturor invitaților și martorilor prezenți la ceremonia oficierii căsătoriei voastre, te întreb dacă din dragoste și nesilită de inimii ei în căsătorie astăzi pe Andrei Nicu Dan. Da. Dumnezeu să te binecuvinteze. Te întreb dacă ești decis să respecti legământul căsătoriei cel închei astăzi cu Andrei Nicu Dan pentru întreaga ta viață. Da. Mulțumesc, Dumnezeu să te binecuvinteze. Te invit acum și pe tine să rostești după mine legământul solemn cerut a fi rostit la ceremonia încheierii căsătoriei în conformitate cu prevederile legii căsătoriei din Australia. Îți ține un microfon. În fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu. Și a tuturor celor prezenți. Și a tuturor celor prezenți. La căsătoria noastră. La căsătoria noastră. Eu Luiza Mihai. Eu Luiza Mihai. Din dragoste și nesilită de nimeni. Din dragoste și nesilită de nimeni. Iau în căsătorie. Iau în căsătorie. Pe Andrei Nicu Dan. Pe Andrei Nicu Dan. Care de astăzi înainte. Care de astăzi înainte. Îmi va fi soț. Îmi va fi soț. Declar că voi păstra. Declar că voi păstra. Legământul acesta. Legământul acesta. Tot restul vieții mele. Tot restul vieții mele. La bine și la rău. La bine și la rău. În bucurie și necaz. În bucurie și necaz. În sărăcie și în belșug. În sărăcie și belșug. În vremuri bune și în vremuri rele. În vremuri bune și în vremuri rele. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, Luiza, Domnul să te ajute într-adevăr așa să faci de acum înainte. Iubiți miri, în primul rând, oaspeți, părinți, membrii ai acestor familii, frați și surori, urmează să procedăm la semnarea documentelor și a certificatului de căsătorie. Sigur. Dar, având în vedere faptul că noi facem această ceremonie în Biserica lui Dumnezeu, ceremonia religioasă împreună cu ceremonia civilă, invit acum pe fratele Dumitru, păstorul bisericii noastre, ca alături
de mine și vă rog să acceptați și fratele Radu, dacă a avut Luisa și Andrei bucuria să îi propună witness la căsătoria lor, fratele Radu este slujitor în biserică, împreună cu fratele Radu să facem această rugăciune și cu fratele pastor Dumitru. Ne vom ruga Domnului, dar îi invităm și pe fratele Radu să pună mâinile peste cei doi când ne vom ruga Domnului. Pe dumneavoastră, stimați miri, vă invităm să vă plecați pe genunchi înaintea Domnului, invit aici pe fratele Dumitru, pastor bisericii, stați față în față, puțin mai în stânga ca să avem loc aici, așa. Frate Radu, vine aici. Vă invit să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului, la acest moment solemn, rog pe fratele Dumitru să rostească rugăciunea. Tatăl nostru prea iubit și scump din ceruri, suntem plini de bucurie că suntem sub binecuvântarea Ta. Ne bucurăm de promisiunile Tale că ești cu noi, Doamne, și că vei fi cu noi în viitor. Și această promisiune ne asigure fericirea și siguranța. Suntem convinși că și cu Tine vom birui, de aceea lăudăm numele Tău și îți mulțumim pentru faptul acesta că Tu te oferi să ne ajuți. Doamne, împreună cu Andrei și cu Luisa venim înaintea Ta și Te rugăm, lasă binecuvântarea Ta peste ei. Amin. În fiecare zi, Doamne, ochii Tăi să-i privească și fie-le binevoitor și strălucirea feței Tale, a privirii Tale, Doamne, să le aducă bucurie și împlinire în fiecare zi. Te rugăm lucrul acesta. Chiar și dacă vor trece prin nevoi, așa cum recunoaștem din cuvântul Tău sau experiențele vieții, Doamne, ajută-i și fii cu ei, treci-i biruitor prin toate acestea. Doamne, în ziua aceasta au hotărât să fie împreună înaintea Ta, înaintea bisericii, dar ține-i împreună pentru toată viața lor. Unește-i în dragoste, unește-i în responsabilități, unește-i, Doamne, în toate lucrurile, în așa fel încât să se poată bucura și de viața aceasta și de viața viitoare împreună. Doamne, Dumnezeul nostru, căsătoria să țină până la mormânt, dar statul împreună să fie pentru veșnicie. Te rugăm lucrul acesta și aici și în veșnicie să fie împreună. Doamne, binecuvintează-i și atunci când vor avea nevoie de Tine și vor striga la Tine, răspunde-le, așa cum o faci, Doamne, din dragoste și fără să fie o reacție a faptelor noastre sau a lor, Tu spui, iată-mă, spune-le și lor totdeauna nevoile vieții, ajută-i, întărește-i, binecuvintează-i, sfințește-i, apropie-i de Tine și, Doamne, chiar trecerea anilor să nu știrbească dragostea lor, ci să rămână împreună în afecțiune până la capăt. Ajută-i, Te rugăm, în numele Domnului Iisus. Amin. Din toată inima, Tată Sfânt, care ești în ceruri, chemăm numele Tău peste Andrei și peste Luisa în aceste momente și fiindcă am fost convinși cu toții prezenți la nunta lor că Tu ai fost alături de noi în această zi frumoasă a nunților, Doamne. Îți mulțumim că ne dai credința că Tu îi vei binecuvânta, Doamne. Unește-i Tu pentru veșnicie. Unește-i Tu împreună, Doamne, și lasă ca numele Tău să fie peste casa lor și peste viața lor. Binecuvintează-l pe Andrei, Doamne, ca soț, binecuvintează-l, Doamne, cu lumina să Te aleagă pe Tine să trăiască pentru Tine întreaga lui viață. Dă-i înțelepciune cum să se poarte cu soția lui, Doamne, și dă-i dragoste pentru ea, Doamne, toată viața lui, Doamne. Te rog, Doamne, să-l luminezi, să-l înțelepțești și să-l folosești ca preot în casa lui, Doamne. Apoi Te rog din toată inima pentru Luisa, Doamne, așa cum ai păstrat-o și ai ocrotit-o până aici, un copil în casa Ta, un slujitor
popor al Tău, Doamne, te rog, procedează cu ea și în continuare și arată-ți îndurarea și bunătatea peste ea și în viitor, Doamne. Te rog să o binecuvintezi ca soție, să o binecuvintezi, Dumnezeul meu, cu toate calitățile de care are nevoie, Doamne, să-și împlinească, Doamne, toată datoria ei, Doamne, de soție, de mamă, dacă o vei binecuvânta, Doamne, și harul Tău să fie peste casa lor întotdeauna, Doamne, să binecuvintezi viața lor împreună, Doamne, și să-i legi pentru eternitate, te rugăm frumos, din toată inima, îți cerem sănătate pentru ei, îți cerem, Doamne, binecuvântare în lucrurile spirituale, în lucrurile materiale, îți cerem în toate privințele lumină și înțelepciune și te rog să-i ajut să fie, Doamne, o familie exemplu în biserica noastră, Doamne, să-i le legi inima de casa Ta, de poporul Tău și de cuvântul Tău și să fie permanenți, Doamne, aici la slujire și în lucrarea Ta. Binecuvintează-i Tu, Doamne. Te rog din toată inima, binecuvintează, Doamne, părinții acestor doi miri, Doamne. Mă rog pentru părinții lui Andrei, Doamne. Sunt departe, sora Romelia, fratele Marius, te rog acolo în România să-i binecuvintezi. Pe ceilalți membri ai familiei lor să-i binecuvintezi, Doamne, și să le dai o inimă plină de pace și de bucurie. Ca Andrei, chiar plecat la marginea lumii, Doamne, are cu el însoțirea Ta și binecuvântarea Ta peste el. Apoi te rog din toată inima pentru părinții lui Isei, Doamne, pentru fratele Iacob și pentru sora Regina. Binecuvintează în continuare și pe ceilalți frați ai lui Isei, Doamne, binecuvintează casa lor. Binecuvintează toate rudenile lor, Doamne, bunici, Doamne, unchi, mătuși, verișori, verișoare, Doamne, nepoți ce au, Doamne, binecuvintează-i pe toți și lasă ca harul Tău să fie peste întreaga această familie. Dar fiindcă suntem cu toți în casa Ta, Doamne, și am spus la începutul acestei slujbe că și noi beneficiem de binecuvântarea Ta, lasă peste fiecare dintre noi binecuvântarea Ta, Doamne. Nu vrem să plecăm din casa Ta fără ceva din binecuvântările care sunt așa de bogate în cerul Tău și Tu le ai pentru noi toți. Îți mulțumim că putem, Doamne, crede lucrul acesta că o faci în numele drag și scump al Domnului Iisus Hristos, în care vrem să și îți mulțumim. Amin. Amin. Ridicați-vă acum. Urmează să vă rog să luați locurile, trecem la semnarea documentelor oficiale de căsătorie și apoi, sigur, vom proceda la încheierea serviciului de căsătorie din dimineața aceasta, din ziua aceasta, de nuntă, prin rugăciune. Și vă rog să veniți la masa aceasta.
și acum certificatul de căsătorie. Acum vă invit să treceți din nou la locurile dumneavoastră și îl invit pe fratele Dumitru Popa, păstor și dumneavoastră, veniți aici în față, Radu, și să le înmâneze certificatul de căsătorie și să-i declare soț și soție astăzi. Numai o secundă, frate. Doresc să vă prezint cea mai tânără familie care începe de astăzi, fratele Andrei și Luisa Dan. Domnul să vă binecuvinteze. Mă uitam cu atenție să vedem dacă chiar ați semnat și văd că n-a rămas nesemnat nicăieri. Domnul să vă ajute ce a spus în scris, să o faceți practic și verbal. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Fie ca această nouă familie să aibă parte de fericire pe drumul pe care pornește astăzi, dorindu-le să se iubească tot timpul ca astăzi. Amin? Mai mult, spune fratele Dumitru. Să se bucure de suportul, de dragoste, de respectul și aprecierea familiilor din care provin și din partea celor din societatea în care trăim și să aibă parte de sănătate și prosperitate în toate privințele și alături de toate acestea, viață veșnică cu Dumnezeu. Amin. Acum vă invit pe toți să ne ridicăm înaintea Domnului și rog pe fratele Iosif Pumnuț, unul din unchii Luisei, venit de la Melbourne, să rostească rugăciunea de mulțumire în numele noastre ale tuturor, înaintea Domnului, pentru timpul care l-am putut petrece în casa Domnului la această sărbătoare a nunților și pentru faptul că Dumnezeu a fost cu noi până în aceste momente. Amin. Cu mulțumire venim, Stăpâne, în fața Ta în această zi de bucurie și îți mulțumim pentru harul care Tu l-ai revărsat peste noi toți. Am auzit cuvintele Tale, am auzit dragostea care și-au declarat-o acești tineri unul altuia și vrem ca această dragoste să crească și Tu să fii implicat în această dragoste, Doamne. Sunt plin de emoții pentru faptul că memoria mea este răscolită în perioada celor 16 ani care am locuit aici împreună cu familia. Toate binecuvântările care Tu le-ai revărsat asupra vieții mele de familie, Doamne, mi-aduc aminte cum în acest loc unde se cheamă numele Tău, 8 din copiii mei am adus la binecuvântare și Ți-ai pus mâinile peste ei. Slăvesc numele Tău, Doamne,
Pentru că și de-a lungul timpului am văzut mâna ta. Au avut atâtea coborișuri în viețile lor, dar mâna ta i-a ridicat. Am văzut îngerii tăi care în situații primejdioase i-a scos. Și, Doamne, mai mult decât atât, am auzit răgnetul diavolului în jurul lor, care căuta să-i înghită, dar Tu n-ai îngăduit lucrul acesta. De aceea Te binecuvintez și îți mulțumesc pentru un loc acesta, Doamne, unde copiii Tăi vin la Tine și își cerșesc îndurarea Ta să curgă, mila Ta să se desfășoare. Am o durere în sufletul meu pentru atâtea cauze care am auzit de boală, Doamne, aici, în locul acesta. Și Te rog să intervii, Te rog să Te uiți la fiecare lacrimă care curge, pentru că își facem parte din același trup, ne doare, Doamne. Te rog să intervii cu mâna Ta bună, cu brațul Tău atotputernic, Doamne, în fiecare caz de suferință, de durere, Tu să intervii, pentru că și Tu ești un Dumnezeu care ai dăruit viață și o susții. De aceea, Doamne, Te rog să asculți și să ridici, să-Ți însoțești lucrarea Ta cu semne și minuni, chiar și în aceste zile de pe urmă. În aceste zile grele a sfârșitului, Doamne, Te rugăm să dai ungerea liderilor care sunt în această biserică, care Tu i-ai pus să cârmuiască, Doamne. Fie ca ungerea Duhului Tău cel Sfânt să cadă peste ei și ori de câte ori simt căci oile sunt flămânde, Doamne, dă-le ungerea ca să ducă turma la pășun verzi și la ape de odihnă. În așa fel, Doamne, ca fii risipitori să audă căci în casa Tatălui este belșug de pâine. Aceasta Te rog, Doamne, cei ce s-au îndepărtat, fie ca să vină acasă, să ajungă la aceste limanuri, Doamne, și toți împreună să, în locul acesta să izbucnească în cântări de laudă, de mărire și de slavă la adresa numelui Tău, căci o meriți din plin. Doamne, îți mulțumesc pentru acest cuplu care, prin hotărârea Ta, Doamne, nimeni nu poate să comenteze nimic, căci ceea ce Tu faci, ceea ce Tu îmbini, noi n-avem decât să spunem că așa este bine. De aceea slăvim numele Tău și îl glorificăm. Îți mulțumesc pentru Andrei, Doamne, îți mulțumesc că așa ai hotărât Tu. Îți mulțumesc pentru că știu din puținele lucruri care le știu despre el, că Te-ai iubit din tinereță, Tu ai investit în el, Doamne. Te rog, folosește-l, Doamne, fă-l un stâlp în casa Ta. Te rog, Doamne, ajută pe soția lui, pe Lisa, să-l încurajeze într-un mod pozitiv și ori de câte ori Tu-l chemi, Doamne, să fie prezent, să fie dăruiți, Doamne, în lucrarea Ta. Această binecuvântare Te rog să le-o dai, Doamne. Fie ca ei să înțeleagă că mergând pe calea smereniei, pe drumul cel îngust, vor ajunge în împărăția Ta prin smerenie, Doamne, prin modestie. Lumea oferă atâtea lucruri, fă-i să înțeleagă că n-au nevoie de multe lucruri, ci de simplitate, de umilință, de dragoste. Ajută-i, Doamne, pe această cale, mână în mână, până la sfârșitul vieții lor, Doamne. Slăvim numele Tău, îl lăudăm și îl înălțăm pentru toate binecuvântările care Tu le lași, care Tu le dai. Te lăudăm, Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă invit respectuos să vă reașezați. În numele celor două familii, Mihai și Dan, și în mod special în numele celor doi miri, tuturor fraților, surorilor, oaspeților, prietenilor, invitaților la nuntă, vă mulțumim, dorind ca binecuvântarea Domnului să rămână și peste familie dumneavoastră și peste timpul care îl vom petrece în această după-amiază, la locul de recepție ales de cei doi, respectiv la Duilich Reception Center, cred că se numește, din Wanneroo, la ora 5. Vă așteptăm cu drag acolo, dorim ca Dumnezeu să fie prezent și la această continuare a sărbătorilor din ziua de astăzi și harul Domnului să rămână peste ei și peste noi toți. Acum, în modalitatea pe care cei doi miri și-au pregătit-o, urmează să asistăm la plecarea lor din casa Domnului pe drumul lung al căsătoriei. Domnul să fie cu ei în fiecare clip a vieții lor, în fiecare moment al călătoriei lor și să lase peste ei binecuvântarea Domnului, așa cum a fost cerută în multe rugăciuni și au fost înălțate pentru voi astăzi și cred că nu numai aici, dar și în România, de acolo de unde vine
fratele Andrei. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Asistăm la ieșirea anturajului lor de nuntă în această după amiază frumoasă. Cel mai scump cuvânt de pe pământ, cel din tâi suflu, cel din urmă cât, legământ solemn pentru un suflet trist. Ești iubirea, tu Iisus, speranță-mi dai când e greu să înțeleg, mă ajut să stau când ușor e să plec. Numai dragostea îmi va da forța de a lupta. Și acum eu știu, a iubi înseamnă să jertfești, bucuros ce ai să dăruiești. Și acum eu, dragostea-i surâs, dar și suspin, e un zbor spre cer și un dar divin. Iar motivul de a începe orice zi e dragostea ta. Greu și plâng.